Eu am spus acest lucru de mai multe ori și știu că s-a copt situația și strănimea noastră trebuie să explodeze. Cineva spunea că când așa că în deridere, că mă rog, Mămăliga Moldova nu va exploda. Eu cred că odată și odată Mămăliga va exploda, fiindcă țărănimea nu mai are, cum ar știți, puterea ca să mai rabde încă un ciclu. Încă iarăși cineva va veni și ne vom ruga în fața lor, că mă rog, hotărâți-ne problema. Noi acum trebuie să ne hotărâm problema noastră. Noi, cei care reprezentăm țărănimea, dar dumneavoastră care sunteți în această sală, majoritatea sunteți la sat, noi suntem la sat, noi știm ce înseamnă sat pentru noi. Și atunci când cineva spune că, uite, mă rog, veșnicia s-a născut la sat, asta numai pentru ca să folosească dreptul la vot al țăranului. Dar uitați-vă în acest an, eu v-am spus de la bun început, de ce guvernarea în acest an obișnuiește țărănimea? Înseamnă că guvernarea a pus totul la cale și așteaptă numai ziua X ca să legalizeze situația. De ce noi, cea mai mare protest pe care trebuie să o facem, să o organizăm, noi, țărănimii și reprezentanții țărănimii, să nu mai permitem cu această guvernare să poată în ziua X face legalizarea fraudei electorale.